Stimați colegi, bună ziua! Petrecem ședința Guvernului Republicii Moldova. Avem mai multe subiecte incluse cu ordinea de zi. Rog doamna viceprim-ministru să deconecteze microfonul. Subiectul numărul 1, problema cadrelor cu privire la cadre și primul raportor la acest subiect, domnul ministru al afacerilor externe și integrării europene, Aureliu Ciucov, rog. Bună ziua, domnul prim-ministru, stimați colegi! În conformitate cu hotărârea Consiliului Miniștrilor Afacerilor Externe ai statelor membre ale Comunității Statelor Independente din 2 septembrie 2011, cu privire la distribuția cotelor de funcții între statele membre ale Comunității în Comitetul Executiv al CSI, precum și în temeiul articolului 17 din legea numărul 761/2001, cu privire la serviciul diplomatic și al hotărârii Consiliului Șefilor de Guvern ai statelor membre ale CSI din 7 octombrie 2002, cu privire la modul de repartizare a cotelor, de desemnare și de rotație a adjuncților președintelui Comitetului Executiv, secretar executiv al CSI și altor persoane cu funcții de răspundere în funcțiile de cotă în Comitetul Executiv al CSI, propun rechemarea de la 9 noiembrie 2020 a doamnei Olga Cebotar din funcția de director adjunct, șef de secție, din cadrul Departamentului Cooperare Economică al Comitetului Executiv al Comunității Statelor Independente, cota care aparține Republicii Moldova, în legătură cu trecerea la alt loc de muncă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domn ministru! Trecerea la loc de muncă a doamnei Olga Cebotari înseamnă numirea în funcție de viceprim-ministru pentru reintegrare. Stimați colegi, în inima este o formalitate, dar, bineînțeles, este necesar să aprobăm un asemenea proiect. Vă rog dacă sunt întrebări. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc doamnei Olga Cebotar pentru activitatea de succes în poziția precedentă și, bineînțeles, îi doresc succes în funcția de viceprim-ministru pentru reintegrare. Următorul raportor la problema cadrelor este domnul ministru al Economiei și Infrastructurii, domnul Anatol Usatăi, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, în temeiul articolului 7, litera I din legea numărul 136 cu privire la guvern și articolul 6, alineatul 3 din legea numărul 199 cu privire la statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică, se propune numirea domnului Mihail Lupașcu în funcția de secretar de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii din data de 20 noiembrie 2020. Domnul Lupașcu este inginer-constructor de profesie, magistru în managementul public, doctorant în administrare publică. La moment, domnul Lupașcu deține funcția de șef al Direcției Urbanism, Construcții și Locuințe din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii. Anterior, în perioada noiembrie 2019-martie 2020, domnul Lupașcu a activat în funcție de secretar de stat al MEI, responsabil de domeniile construcțiilor și infrastructurii drumurilor. Ținând cont de cele relatate, rog susținerea candidaturii domnului Mihail Lupașcu. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt întrebări referitor la înaintarea domnului Mihail Lupașcu la funcția de secretar de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, funcție care s-a eliberat odată cu numirea domnului ministru Anatol Usatăi în funcție de ministru. Domnul Mihail Lupașcu a ocupat această funcție înainte de numirea domnului Anatol Usatăi. Îl cunoaștem cu toții bine de profesionist înalt, de ce vă rog să aprobăm această numire. Aprobat, mulțumesc. Felicitări domnului Lupașcu cu numirea în această funcție. Succes! Vă rog foarte mult să trageți atenție la starea de lucruri în construcții. Este un domeniu foarte important, dar și multe, multe probleme. Și în mod special vă rog să verificați activitatea unor structuri din minister și care țin de supraveghere tehnică. Avem mai multe semnale de la agenții economici că conducerea precedentă acestei structuri
admitea cazuri care fac obiectul investigărilor penale, vă rog să verificați starea de lucru și eliminați orice deficiență în activitatea acestei instituții. Următorul raportor la capitolul cadre, aprobarea subiectul cadre, domnul ministru al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion Pierj, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, în temeiul articolului 7, litera I din legea numărul 136 cu privire la guvern și al articolului 22 din legea numărul 199 cu privire la statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică, se propune eliberarea domnului Maxim Popov din funcția de secretar de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din data de 20 noiembrie curent, în baza cererii de demisie. Stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări, nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc domnului Maxim Popov pentru activitatea în funcția de secretar de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Domnul ministru, continuați, vă rog. Da, vă mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, în numele Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, îmi permiteți și mie să mulțumesc domnului Maxim Popov pentru munca depusă în cadrul Ministerului și implementarea cu succes a foarte multor proiecte și sunt sigur că în următoarele activități pe care dumnealui le va implementa, la fel, vom avea o colaborare bună și doresc succese în continuare. Și în continuare, în temeiul articolului 7, litera I din legea numărul 136 cu privire la guvern și al articolului 6, alineatul 3 din legea numărul 199 cu privire la statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică, se propune numirea domnului Ghenadi Iurcom, funcția de secretar de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, din data de 23 noiembrie curent. Stimați colegi, țin să menționez că domnul Ghenadi Iurco are o pregătire profesională la un nivel foarte înalt, are o vastă experiență atât în activitățile implementate în cât și în domeniile administrate, în diverse funcții de administrare publică, atât la nivel local cât și la nivel central. În prezent, domnul Ghenadi Iurco deține încă funcție de consilier al președintelui Republicii Moldova. Sunt sigur că vasta sa experiență de care dispune domnul Iurco va aduce o plus valoare Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu în atingerea obiectivelor Ministerului, în special în domeniile care vor fi încredințate. Rog susținerea candidaturii. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări referitor la candidatura domnului Ghenadi Iurco pentru funcția de secretar de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Actualmente, domnul Iurco este consilier al președintelui Republicii Moldova. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm această candidatură. Aprobat, vă mulțumesc cu aceasta. Subiectul cu privire la cadre a fost epuizat. Subiectul numărul 2 de pe ordine de zi, doamna ministru a Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezent atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern pentru modificarea hotărârii Guvernului 78 din 1994 cu privire la modul de calculare a vechimii muncă, stabilire și plata pensiilor și indemnizațiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului Național Anticorupție și funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare. Scopul proiectului constă aducerea în concordanță a hotărârii vizate cu modificările care au fost operate la legea 161 în contextul modificării legii asigurării cu pensia militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne. Obiectul prezentului proiect constă în reglementarea modului de calculare a pensiei în cazul pierderii întreținătorului și prevede pentru familiile militarilor, ale funcționarilor publici cu statut special, care au decedat în urma rănirii, contuzionării sau schilodirii, în timpul unui accident legat de îndeplinirea obligațiilor serviciului militar special, 50% din venitul mediu lunar al întreținătorului pentru fiecare membru inapt de muncă. Pentru familiile militarilor, ale funcționarilor publici cu statut special, care au decedat în urma schilodirii în timpul unui accident nelegat de îndeplinirea obligațiilor serviciului militar special sau în urma unei afecțiuni
contractate în timpul îndeplinirii serviciului militar special, 50% din venitul mediu lunar al întreținătorului pentru fiecare membru INAP de muncă. De asemenea, proiectul prevede că pensia în cazul pierderii întreținătorului pentru familiile pensionarilor din rândul militarilor și ale funcționarilor publici cu statut special s-a calculat în cuantum de 50% din cuantumul pensiei plătite pensionarului decedat. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări, inclusiv de la colegii care conduc instituțiile de forță care sunt vizate, deci angajații care sunt vizați. Dacă sunt întrebări, obiecții, propuneri, nu sunt. În aceste condiții vă rog să aprobăm acest proiect necesar. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 3 de pe ordine de zi, doamna Tatiana Ivanichkina, secretar de stat al Ministerului Finanțelor, vă rog. Vă mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului cu privire la evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării. Acest proiect de hotărâre are drept scop reglementarea procesului de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile în scopuri fiscale, ce va asigura finalizarea implementării noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării, corespunderea valorii bunurilor imobiliare cu valoarea de piață acestora, ceea ce va crește echitatea fiscală a sistemului de impozitare și consolidarea impozitului pe bunurile imobiliare, respectiv a veniturilor fiscale ale bugetelor publice locale. Implementarea acestui proiect nu necesită alocarea mijloacelor financiare suplimentare, acestea fiind acoperite din mijloacele aprobate în bugetul de stat. În perioada anilor 2020-2023, reevaluarea bunurilor imobile va fi efectuată din sursele proiectului de înregistrare și evaluare funciară, finanțat de împrumutul de stat acordat de către Banca Mondială. Proiectul a fost supus avizării și expertizării de către autoritățile interesate în modul stabilit de legislație, iar obiecțiile și propunerile acestora au fost luate în considerație la definitivarea proiectului. Reșind din cele expuse, vă rog susținerea proiectului. Mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări referitor la acest proiect. Nu sunt întrebări, este clar, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 4 de pe ordine de zi, domnul ministru al afacerilor interne, Pavel Vulcu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea hotărârii Guvernului numărul 460 din 2017 pentru punerea în aplicare a prevederilor legii 288 din 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Proiectul are drept scop modernizarea și simplificarea sistemului managementului resurselor umane în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Astfel se propune simplificarea procedurilor pentru numirea și promovarea funcționarului public cu statut special, stabilirea modalității de echivalare între gradele speciale și militare la angajații sau transfer în cadrul sistemului MAI a specialiștilor din organele apărării naționale, securității statului și ordinii publice, ridicarea nivelului maxim al gradelor speciale până la comisar și comisar principal pentru unele categorii de posturi de conducere, șef servicii, șef schimb, din cadrul organelor teritoriale ale Inspectoratului General pentru situații de urgență, având drept scop asigurarea creșterii în cariera profesională și menținerii personalului din subdiviziunile teritoriale. Atribuirea competențelor suplimentare conducătorilor autorităților administrative din subordinea Ministerului de Interne, privind aplicarea procedurilor de personal. Implementarea modificărilor propuse nu necesită cheltuieli financiare suplimentare de la bugetul de stat. Stimați colegi, rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări. Nu sunt întrebări la acest proiect, respectiv vă rog să aprobăm proiectul dat. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, numărul 5, domnul ministru Ion Pierj, vă rog.
Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea hotărârii Guvernului numărul 1406 din 2008 pentru aprobarea normei sanitar-veterinare privind clasificarea și sistemul de etichetare a cărnii de bovine, precum și a produselor din carne de bovine, elaborat în conformitate cu prevederile legii numărul 279 din 2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, în temeiul legii numărul 231 cu privire la comerțul interior, precum și legii 27 din 2017 privind clasificarea carcaselor de bovine, porcine și ovine. Actul normativ ce urmează a fi modificat este deja armonizat cu legislația Uniunii Europene prin transpunerea a 4 acte comunitare. Modificările operate în hotărârea menționată urmăresc ajustarea actului normativ în raport cu cadrul legal recent adoptat, eliminarea lacunilor și a dublărilor de reglementare, schimbarea tipului documentului. Prin aprobarea modificărilor la hotărârea Guvernului 1406, se urmărește plasarea pe piața cărnii de bovine, precum și a produselor din carne de bovine, calitative și inofensive, apropierea de practicile pozitive internaționale în domeniul etichetării cărnii de bovine și produselor din acestea, crearea condițiilor egale de activitate pentru toți operatorii lanțului alimentar, garantării unui nivel înalt de protecție a consumatorului și de asigurare a funcționării eficiente a pieței interne. Implementarea prezentului proiect nu implică resurse financiare suplimentare. Proiectul a fost avizat de toate instituțiile interesate. Rog susținerea proiectului menționat. Vă mulțumesc. Domnul ministru, vă mulțumesc. Stimați colegi, vă rog dacă sunt întrebări la acest proiect. Nu sunt întrebări, am discutat preventiv proiectul, dar de ce vă rog să aprobăm. Mulțumesc. Numărul 6, proiectul, domnul ministru Anatol Sate, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă în atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului. Proiectul a fost elaborat în vederea transferării sistemului informațional, așa numit Registrul Ajutoarelor de Stat, de pe platformă tehnologică guvernamentală comună mCloud, pentru a asigura interoperabilitatea cu alte sisteme informaționale, precum și pentru integrarea sistemului informațional cu alte serviciile guvernamentale. Este vorba de mPass, mSign, mLog și așa mai departe. Astfel, proiectul prevede transferarea atribuțiilor de deținător al sistemului de la instituția publică Agenției Serviciilor Publice către Consiliul Concurenței, care va fi responsabil pentru crearea și ținerea Registrului Ajutoarelor de Stat și desemnarea instituții publice, servicii, tehnologii, informației și securitate cibernetică în calitate de administrator tehnic al sistemului, care va asigura administrarea tehnică și menținerea sistemului. În rezultatul implementării proiectului, Consiliul Concurenței, în baza acordului încheiat cu instituția publică, servicii, tehnologii, informației și securitate cibernetică, va beneficia de toate serviciile platformei tehnologice guvernamentale comune, mCloud, și de serviciile de administrare tehnică, menținere și suportul tehnic. Totodată, pentru asigurarea schimbului cu date din registrele și sistemele informaționale de stat, proiectul prevede integrarea Registrului Ajutoarelor de Stat cu platforma din interoperabilitate mConnect. Ținând cont din cele expuse, rog aprobarea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc, domnul ministru, pentru prezentarea proiectului. Mie mi-e tot clar. Întreb colegii dacă sunt careva întrebări. Nu sunt întrebări, aprobăm, vă rog. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 7, continuați, domnul ministru, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă în atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea amendamentului numărul 3 la contractul de finanțare între Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova semnat la 23 noiembrie 2010. Amendamentul numărul 3 la contract de finanțare, contract în valoare totală de 75 milioane de euro, are drept scop extinderea datei finale de disponibilitate a mijloacelor financiare necesare pentru a finanța lucrările de reabilitare, serviciile de consultanță de supraveghere a lucrărilor din cadrul proiectului, pe parcursul duratei de execuție a lucrărilor, perioade de notificare a defecțiunilor, un an după finalizarea lucrărilor și perioade de prestare a serviciilor de consultanță. Această extindere a fost solicitată, prin acest amendament a fost solicitată extinderea datei finale de disponibilitate a creditului,
fiind acceptată de către Banca Europeană de Investiții, dată limită până la 30 noiembrie 2021, prelungim încă un an. La moment, din sursele contractului de finanțare au fost efectuate de bursări în valoare totală din 54,7 milioane euro, ce reprezintă aproape 73% din valoarea totală disponibilă din suma creditului. De menționat că inițierea, negocierea și aprobarea semnării amendamentului numărul 3 a fost aprobate prin hotărârea Guvernului numărul 559 din 31 iulie 2020 și semnarea amendamentului, și amendamentul a fost semnat prin schimbul de note la data de 5 noiembrie 2020 și va intra în vigoare urmare recepționării notificărilor de către ambele părți cu privire la îndeplinirea procedurilor interne necesare în acest sens. Din partea Republicii Moldovei, conform prevederii legislației în vigoare, este necesară adoptarea legii cu privire la rectificarea amendamentului. În vederea celor expuse și ținând cont de importanță pentru Republica Moldova a obținerii finanțării continue din partea Băncii Europene de Investiții și în vederea realizării proiectului de reabilitare a drumului ROC, aprobarea proiectului. Vă mulțumesc! Domnul ministru, vă mulțumesc și eu. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări. Referitor la acest proiect, care îmi pare tot unul foarte clar. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, mulțumesc, fiindcă suntem la subiectul drumuri. Domnul ministru, vă rog o succintă informație despre implementarea proiectelor de reparație a drumurilor în acest an, la ce etapă suntem cu drumuri bune, ce se întâmplă pe sectoarele naționale pe care le reparăm sau le construim din mijloace atrase de pe extern și la ce etapă suntem cu BI, BIRD, în privința semnării unui nou acord pentru acele sectoare importante, cum ar fi Bălți-Criva, de exemplu. Stimate domnule prim-ministru, încep cu proiectul Drumuri Bune pentru anul 2020. La data de azi, implementarea programului deja se apropie la 80% lucrări finalizate, recepționate și plătite. Este dimensionat că, ținând cont din timpul de afară, că nu prea este favorabil pentru așternerea stratului de asfalt, vreau să menționez din aproape 300 de kilometri din drumurile asfaltate care sunt incluse în proiect, au rămas de inițiat lucrările pe 2,2 km/170 m. Asta mai puțin de o treime din procent. La moment se lucrează la 15 km de drumuri asfaltate, dar aici gradul de executare este aproape de 90%. Ca exemplu, drumul din municipiul Chișinău, strada Albișoara, cu lungime aproape din treime din aceste 15 km reprezintă această stradă, unde lucrările majore de asfaltare sunt deja finalizate. Restul lucrările de variante albe, anumite drumuri împietruite, merg în prim de curs în toate raioanele. Astăzi, conform informației deținute, au fost finalizate toate lucrările în raionul Telenești, alaltă ieri au fost finalizate lucrările în raionul Ochniță. Mergem foarte bine din acest punct de vedere. Lucrările asfaltate au rămas încă numai în trei raioane, inclusiv municipiul Chișinău, care sunt deja pe etapa finală de executare. Ce ține de implementarea drumurilor din finanțare din sursele donatorilor externi, astăzi noi aprobăm hotărârea de guvern cu privire la extinderea finanțării din partea Băncii Europene de Investiții. Ca atare, aceste două contracte care noi finalizăm finanțarea sunt unele din cele mai problematice. Este vorba două contracte pe tranzonul Chișinău-Ungheni. Primul contract de la municipiul Chișinău spre sfârșitul orașului Strășeni. Finalizarea este aproape de 68%. Aici avem întârziere semnificative și astăzi este o aniversare neplăcută. Fix cu 4 ani în urmă, acest drum trebuia să fie dat în exploatare, deoarece, conform contractului semnat, data de terminare lucrărilor a fost de 18 noiembrie 2016. A doilea contract cu lungime totală de 44 de km, de la sfârșitul orașului Strășeni până la satul Bahmut. La moment suntem deja la etapa de recepție la terminarea lucrărilor. Au fost efectuate deja, comisia tehnică deja s-a întrunit până la sfârșitul anului, planificăm să deja dăm formal în exploatare această porțiune de drum. Pentru restul contractelor mergem conform graficului, pe multe proiecte mergem cu mult mai mult decât este preconizat conform graficului de executare a lucrărilor. În primul rând, datorită anului foarte favorabil pentru lucrări de reabilitare a drumurilor, mai puțin favorabil pentru agricultură, dar nu coincid aceste factori. Anul este o să fie absolut record în utilizarea banilor, fondurilor disponibile din sursele externe.
aproape de 30% mai mult decât anul trecut, dar anul trecut din nou a fost un an record. Asta ne permite în primul rând să lansăm negocierile cu băncile, în primul rând Banca Europeană de Investiții, BERT, Comisia Europeană și Banca Mondială, următoarele tranșe. Formal, noi deja am solicitat de la Banca Europeană de Investiții, solicitarea din partea Republicii Moldova deja este procesată, este publicată pe site-ul Băncii Europene de Investiții, această aprobare preliminară cu sumă totală de 300 milioane de euro pentru reabilitarea drumurilor naționale. Pe parcursul săptămânii noi am prezentat scrisoare către Ministerul Finanțelor, care ca organ central de specialitate responsabil de acordarea asistenței externe, și am solicitat prin această scrisoare să contactează Banca BERD, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Preliminar, această scrisoare și solicitare au fost discutate și agreate cu BERD. Deja am început și proceduri formale, care se începe prin această scrisoare de către Ministerul Finanțelor. La fel, suntem avansați și în elaborarea proiectului, promovarea proiectului cu Banca Mondială pentru drumuri regionale și locale, suplimentar mai mult de 100 milioane de dolari SUA, ținând cont că cu două săptămâni în urmă noi am semnat ultimele contracte de reabilitare drumurilor din acest proiect. Urmează aprobarea legii cu privire la modificarea acordului. Scuzați, vă rog, cumva am fost deconectat, n-am întins nimic. Astăzi în ce comisie... Ultima propoziție, astăzi în comisii parlamentare, noi am trecut ultimii comisii parlamentare cu privire la acest amendament, la acord cu Banca Mondială, pe mâine este inclus în ședință în plenă Parlamentului. Din nou, asta ne permite să ne adresăm cu solicitare de finanțare suplimentară de la Banca Mondială. Scrisoarea cu solicitare din partea Ministerului Economiei către Ministerul Finanțelor deja este gata. Imediat după aprobarea proiectului de lege, o remite Ministerul Finanțelor. Vă mulțumesc, domnul ministru, și pentru această informație. La capitolul sau la proiectul Drumuri Bune, după cum am spus, urmăriți, vă rog, calitatea. Deci asfalt în ploaie și în apă, noi anul acesta nu punem. Asta rămâne istorie, da. Deci, vă rog, să finalizăm acest program și în privința celor sectoare importante de drum despre care am spus, inclusiv Bălțcriva și altele. Deci, vă rog să continuați cu semnarea, pregătirea și semnarea celor acorduri importante. Vreau să vă spun că pentru anul viitor, bugetul anului 2021, noi păstrăm suma cea impresionantă de bani pentru fondul rutier, așa am discutat cu Ministerul Finanțelor, deci așa cum a fost anul acesta, și respectiv trebuie de organizat astfel lucrurile și lucrările, încât la sfârșitul anului 2021 să avem tot ce raporta societății în privința dezvoltării infrastructurii drumurilor. Stimați colegi, propun să trecem la subiectul numărul 8, doamna ministru Lilia Pogolșa, vă rog. Noi, din păcate, nu vă auzim, vă rog să conectați microfonul. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea hotărârii Guvernului numărul 381 din 2019 cu privire la aprobarea Programului Național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia cu axarea pe modificarea distribuției alocațiilor bugetare destinate finanțării domeniului cercetării și inovării. În speță ne referim la păstrarea distribuirii finanțării pentru anii 2021-2023, corespunzător finanțării domeniilor în anul 2020, adică 60% pentru acțiuni competitive și 40% pentru finanțarea instituțională. Finalitatea proiectului hotărârii Guvernului constă în actualizarea programului național, în conformitate cu evoluțiile recente în domeniile cercetării și inovării, din perspectiva distribuției alocațiilor bugetare destinate domeniilor. Diminuarea finanțării instituționale riscă să pună în pericol desfășurarea proiectelor de cercetare și inovare câștigate urmarea concursurilor organizate din cauza insuficienței resurselor financiare acordate pe componenta categoriei de cheltuieli finanțate prin metodologie de finanțare instituțională a organizațiilor de drept public din domeniul cercetării și inovării, precum și îndeplinirea funcțiilor și atribuțiilor prevăzute de statutul organizațiilor de drept public din domeniul cercetării și inovării.
Proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Guvernului numărul 381 din 2019 cu privire la aprobarea programului național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și a planului de acțiuni privind implementarea acesteia a fost supus procedurii de consultare publică, avizare și expertizare. Implementarea prezentului proiect nu implică cheltuieli financiare suplimentare. Stimați colegi, reieșind din cele expuse, solicit susținerea proiectului. Vă mulțumesc, doamnă ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări la acest proiect. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Totuși, la subiectul respectiv, doamnă ministru și stimați colegi, sunt mai multe, zicem, comentarii și opinii referitor la modalitatea actuală de repartizare a finanțelor, a resurselor financiare pentru susținerea științei și cercetării și, în special, mă refer acolo când vorbim la concursurile pentru proiecte. Eu am vizitat mai multe instituții, institute în această perioadă, inclusiv Selecția Bălți, Porumbeni și respectiv este necesitatea ca în cadrul concursurilor pentru proiecte să ținem cont de aplicabilitatea proiectelor pentru care statul investește bani. De multe ori se câștigă proiecte, dar în marea majoritate a cazurilor se câștigă proiecte care nu au nimic cu lumea noastră, nu au nimic cu țara noastră, nu au nimic aplicabil în condițiile Republicii Moldova. Deci eu vă rog foarte mult, împreună cu colegii și Ministerul Agriculturii și a Economiei și alte instituții, verificați, vă rog, acest capitol, faceți consultări cu mediul academic, cu oamenii noștri din institute și faceți așa încât proiectele pentru care noi luăm bani de la contribuabili și îi orientăm spre știință să fie cu toc și cu sens pentru Republica Moldova. Asta este rugămintea și vă rog în termeni destul de rapid să veniți cu reacție la această sugestie și rugăminte. Stimați colegi, subiectul numărul 9, doamna secretar de stat al Ministerului Finanțelor, Tatiana Ivanișchina, vă rog. Stimați domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului protocolului de modificare a Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Malta pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit semnate la Valeta la 10 aprilie 2014. Scopul principal al hotărârii Guvernului vizează îndeplinirea procedurilor interne necesare inițierii negocierilor asupra proiectului respectiv, în vederea acordării prevederilor Convenției citate la standardele minime a proiectului BEPS în domeniul erodării bazei impozabile și transferului profiturilor. În acest sens se urmărește extinderea acțiunilor Convenției asupra criteriilor de determinare a locului fix de afaceri, modului de impozitare a câștigurilor de capital realizate de un rezident al unui stat contractant, precum și asupra principiilor internaționale a schimbului de informații. Totodată, modificările propuse au drept scop perfecționarea sistemului fiscal care ar coordona acțiunile statelor contractante, îndreptate asupra prevenirii evaziunii fiscale, distribuirii drepturilor impunerii între acestea și eliminării discriminării fiscale sub orice formă. Prin urmare, toate acestea vor crea condiții favorabile de efectuarea activității economice externe și de consolidare a relațiilor bilaterale. Proiectul a fost supus avizării și expertizării de către toate autoritățile interesate în modul stabilit de legislație, iar obiecțiile și propunerile acestora au fost luate în considerație la definiție. În contextul celor expuse și reieșind din importanța proiectului, vă rog susținerea acestuia. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări, este un proiect destul de clar, un proiect de care avem semnate, cred că peste 50 deja, cu alte state și este necesar să extindem numărul de state cu care avem asemenea gen de convenții.
Nu sunt întrebări, vă rog să susținem proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 10, doamna ministru Viorica Dumbrăveanu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, propun spre examinare proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea semnării acordului de grant întocmit prin schimb de note între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind furnizarea de echipament medical în cadrul Programului de Dezvoltare Economică și Socială. Prezentul proiect a fost elaborat în corespundere cu prevederile legii privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova în vederea consolidării relațiilor bilaterale de cooperare. Acordul de grant are drept scop final să contribuie în cadrul Programului de Dezvoltare Economică și Socială la fortificarea capacităților sistemului medical în Republica Moldova prin acordarea de mijloace valutare în sume de 100 de milioane ieni japonezi pentru finanțarea achiziției de echipamente medicale, produse și sau servicii medicale, inclusiv aferente întreținerea acestora, din surse eligibile convenite de către părți. Proiectul acordului de grant stabilește aspecte organizatorice, dar și procedurale, pentru a asigura finalitatea acestuia până pe data de 31 martie 2021, cu o posibilitate de extindere acestui termen. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări. Pe marginea acestui proiect, intuiesc că nu sunt, este unul clar și foarte benefic pentru noi. Vrem să mulțumim părții nipone pentru suportul permanent pe care ne-l oferă de-a lungul anilor și în special în acest domeniu prioritar, ocrotirea sănătății. Vă rog, stimați colegi, să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 11, domnul Anatolie Chilaș, vă rog. Stimați domnul prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă spre examinare și aprobare proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea regulamentului privind modul de ținere a sistemului informațional Registrul Solurilor Republicii Moldova. Proiectul respectiv prevede stabilirea regulilor și normelor la fondarea băncii de date cu indicii stării de calitate a solurilor, cum ar fi chimici, fizici, fizico-chimici, biologici și o notă de bonitate a solurilor. Astfel, conform regulamentului, înaintat spre aprobare, este stabilit clar obiectul și subiecții care vor elabora, sistematiza și menține sistemul informațional automatizat Registrul Solurilor Republicii Moldova. În final, în procesul creierii datelor textuale și geospațiale în format vector despre solurile Republicii Moldova, se obține componenta cea mai principală a unui sistem informațional, baza de date. Proiectul de hotărâre a Guvernului a fost avizat, coordonat, contrasemnat în modul stabilit. Pozitiv, rugăm susținerea dumneavoastră. Vă mulțumesc, domn director, stimați colegi, dacă sunt careva întrebări. Registrul solurilor Republicii Moldova. Nu sunt întrebări, respectiv, rog, aprobare. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 12, domnul ministru Ioan Pierjă, vă rog. Stimați domnule prim-ministru, stimați colegi, atenție dumneavoastră, se propune proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea regulamentului privind acordarea de plăți directe pe cap de animal, elaborat de către Minister împreună cu proiectul Agricultura Competitivă MACPIB. Intervenția propusă este prevăzută în articolul 21, plăți directe, al legii 276 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediul rural, unde este menționat că în vederea menținerii unui nivel cât mai înalt al veniturilor producătorilor agricoli, compensării parțiale a cheltuielilor suportate, sunt efectuate plăți directe. În același timp, intervenția este impusă de diminuarea continuă a efectivelor de animale, criza accentuată prin care trece actualmente sectorul zootehnic, costurile mari de întreținere a animalelor, precum și condițiile dificile de activitate a fermierilor deținători de animale. Astfel, prin intervenția propusă, statul urmărește creșterea numărului de exploatații zootehnice autorizate ca urmare a înregistrării fermilor din rândurile deținătorilor de animale, creșterea numărului de animale exploatate ca urmare a stopării sacrificării animalelor și a interesului de a deține un număr mai mare de animale, creșterea productivității medii a șeptelului de animale, creșterea volumului de producție animalieră, în special a producției de lapte, și asigurarea unităților de procesare cu materie primă de origine animalieră autohtonă. Potrivit calculilor, impactul financiar al plăților directe pe cap de animal pentru bugetul de stat va constitui circa 60-62 milioane lei
mijloace financiare care urmează a fi alocate prin intermediul Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. De cealaltă parte, proiectul va avea un impact considerabil asupra activității economice a producătorilor agricoli din sectorul zootehnic, prin majorarea veniturilor și oferirea posibilităților aplicării tehnologiilor moderne de creștere a exploatațiilor de animale cu utilizarea materialului genetic performant, selecționar și omologat. Acordarea plăților directe, exclusiv prin animalele exploatate în întreprinderile agricole, îi vor determina pe crescătorii de animale să treacă la o activitate în cadrul unei forme juridice de organizare, ceea ce, pe lângă alte efecte pozitive expuse anterior, va contribui și la majorarea vărsărilor la buget prin impozite și taxe achitate de către agenții economici. Doar în primii ani de intervenție, numărul de ferme zootehnice de creștere a bovinilor și ovinilor, caprinilor, se vor majora cu cel puțin 20-25 exploatații anual. Astfel, în 4-5 ani de intervenție, numărul de ferme zootehnice practic se va dubla, iar dimensiunile acestora vor crește considerabil. Proiectul hotărârii menționat dispune de analiză impactului de reglementare și a fost avizat de toate instituțiile interesate. Rog susținerea proiectului menționat. Vă mulțumesc! Domnul ministru, vă mulțumesc mult pentru pregătirea acestui proiect. Cred că de mult așteptat și chiar cu elemente de revoluționar în aspect de subvenționare în agricultură și zootehnie. Vă rog, stimați colegi, dacă sunt întrebări. Mai avem ce subvenționa, domnul ministru, în general, în capitolul creștere de animale, bovine, caprine și ovine, sau trebuie să începem de la zero? Vom avea beneficiari anul viitor de la această modificare? Sau? Avem ce subvenționa, domn prim-ministru, pe lângă plățile directe pe cap de animal, fondul de subvenționare astăzi prevede și alte direcții de subvenționare pentru dezvoltarea, retehnologizarea fermelor zootehnice, dar acest proiect, într-adevăr, va avea un impact major pentru producătorii de animale, în special luând în considerație faptul că astăzi Republica Moldova, spre regret, este dependentă foarte mult de importul de o parte de produse animaliere, în special eu vorbesc de produsele de lapte. Noi importăm practic până la 40% din produsele lactate, dar și 20-25% din produsele de carne. În același timp, noi exportăm foarte multă materie primă, în special cerealele. Nu vorbesc anume de anul curent, dar pe parcursul ultimilor ani noi am exportat materie primă importând produse cu valoare adăugată sporită. De aceea, proiectul dat va veni în suportul producătorului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domn ministru. La capitolul exporturi, grâu, floare soarelui, care este situația? Ne rămâne ceva și nouă până la noua roadă? Sau... Domn prim-ministru, nu dispun chiar acum de cifrele date, dar după ultimele date pe care le avem, exporturile sunt la un nivel... Practic nu există, pentru că prețurile pe piața externă sunt încă majore. Producătorii interni de cereale dispun de un preț foarte bun pentru piața internă, de aceea nu este interesul de a fi exportat. Prețurile pe piețele de export nu sunt mai mari ca prețurile interne. Nu sunt mai mari ca prețurile pe interne. Ele practic sunt la același nivel, de ce nu facem? Mulțumesc. Cu semănatul de toamnă cum stăm? Semănatul de toamnă stăm la un nivel foarte bun, chiar și comparativ cu anul trecut. Chiar sunt întreprinderi agricole care încă mai seamănă, pentru că au fost ploi și în nord și sudul Republicii, practic pe întreg teritoriul, dar foarte multe câmpuri deja arată foarte bine. Producătorii agricoli, cei care dispun de stații meteo, menționează că umiditatea în sol a ajuns la 70 de centimetri, avem o toamnă foarte bună pentru sectorul agricol. În prezent, după datele operative pe care le avem, sunt sub 300.000 deja de hectare semănate cu culturi cerealiere de toamnă. Considerăm că până la sfârșitul sezonului, suprafața va fi numai mică decât cea pe care am avut-o toamnă trecută sau anul 2019. Mulțumesc. Fructe, struguri care au fost colectați și stocați în frigidiere, sunt ceva probleme la comercializare, la export? Care este situația?
nu avem probleme cu exportul fructelor, strugurilor. O bună parte din producători, desigur că într-adevăr le păstrează în frigidere. O bună parte din ei deja le-au exportat, dar careva impedimente cu exportul acestora nu sunt, iar prețurile la export sunt destul de bune. Mulțumesc. Și ultimul moment la acest capitol, domnul ministru, noi am vorbit de mai multe ori, să revedeți regulamentul de subvenționare în agricultură pentru anul viitor. Noi în buget o spun iarăși o sumă de 1.100.000.000, dacă nu greșesc eu acum. Respectiv, pentru anul viitor trebuie să fim un pic mai eficienți în repartizarea acestor bani, astfel încât fiecare ban cheltuit să urmărească obiectivul de eficientizarea agriculturii. Aici nu uitați, vă rog, de ceea ce am spus eu, respectarea solamentului să fie ca criteriu sau cel puțin avantaj comparativ. Am vorbit de zootehnie să fie utilizarea îngrășămintelor organice, pentru că asta ar fi pe lanț un suport pentru suplimentar pentru zootehnie și tot așa mai departe. Eu vă rog lucrul acesta, nu lăsați pe mult timp, pentru că ianuarie e aproape și eu aș vrea ca anul viitor deja la capitolul subvenționare pentru agricultură să mergem mai eficient și mai cu tolc să folosim banii publici pentru acest sector. Vă mulțumesc, domnul ministru. Următorul subiect, numărul 13, doamna ministru Verica Dumbrăveanu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenția dumneavoastră avizul asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 12 din legea 156 privind sistemul public de pensii, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă. Potrivit notei informative a autorului, proiectul are drept scop sporirea gradului de protecție a persoanelor cu pensii mici, iar proiectul propune corelarea pensiei minime pentru limită de vârstă cu minimul de existență pentru anul precedent. Menționăm că în sistemul public de asigurări sociale, pensia este un drept bănesc acordat corelativ obligațiilor privind plata contribuțiilor de asigurări sociale de stat, respectiv, în sistemul actual de pensionare, mărimea pensiei este legată direct cu nivelul contribuțiilor al fiecăruia în bugetul asigurărilor sociale de stat. Prin urmare, cuantumul pensiei pentru limită de vârstă depinde pe toată perioada determinată de activitatea persoanei și salariul care a fost realizat. Mai mult ca atât, țin să precizez că sporirea gradului de protecție a persoanelor cu venituri mici, inclusiv cu pensii mici, reprezintă o prioritate de guvernare și se realizează prin aplicarea măsurilor în domeniul asistenței sociale. Politica promovată în acest domeniu fiind axată pe direcționarea programelor financiare spre susținerea persoanelor cu venituri mici, într-o asigurare acestora cu un venit lunar minim garantat, ca de exemplu prin programul de ajutor social, inclusiv ajutor pentru perioada rece anului, suportul financiar care a fost acordat. Reieșind din cele enunțate, rog susținerea poziției guvernului. Vă mulțumesc, doamnă ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări referitoare la acest proiect de aviz. În opinia mea este o argumentare foarte clară a respingerii acestei inițiative, deci vă rog să susținem acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 14, vă rog continuați, doamnă ministru Dumbrăveanu. Mulțumesc mult, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea avizului asupra proiectului de lege pentru completarea legii 1593 din 2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primilor de asigurare obligatorii de asistență medicală înaintat cu titlul de inițiativă legislativă. Autorul proiectului propune suspendarea obligației achitării primilor de asigurare obligatorii de asistență medicală de către categoriile de plătitori ai primilor vizate în sumă fixă, care se asigură în mod individual pe perioada aflării acestora în străinătate. Prevederile proiectului de lege vin în contradicție cu principiile de organizare și funcționare a sistemului de asigurări obligatorii de asistență medicală. Totodată menționăm că categoriile stabilite la punctul 1, literele B și D, din anexa numărul 2 din legea 1593, în baza actelor de constituire, permisive, eliberate de către autoritățile responsabile, desfășoară pe teritoriul Republicii Moldova activități generatoare de venituri. Prin urmare, aceștia constituie subiecte asigurării obligatorii de asistență medicală și au obligația de a se asigura în mod individual în termenele care sunt determinate de legislație. Mai mult ca atât, aceste categorii de plătitori beneficiază de o reducere de 50% din valoarea integrală a primii de asigurări obligatorii de asistență medicală, dacă respectă termenul de achitare care este determinat de legislație. De asemenea, este necesar de menționat că cetățenii Republicii Moldova, care nu fac parte din categoriile de plătitori menționați mai sus,
și care fac dovada aflării peste hotarele Republicii Moldova pe o perioadă mai mare de 183 de zile calendaristice în cursul anului bugetar, sunt exonerați de obligativitatea achitării primilor de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, dar pot deveni persoane asigurate în sistemul de asigurări obligatorie de asistență medicală prin achitarea primii de asigurare în sumă fixă determinată. Ori în condițiile cadrului normativ actual, în momentul în care persoana reîntoarsă în țară nu generează venituri, aceasta, în condiții similare rezidenților Republicii Moldova, poate achita prima de asigurare în sumă fixă cu reducerile prevăzute de legislație sau să fie încadrată în unele din categoriile care sunt asigurate de către guvern. Rog susținerea acestui proiect. Mulțumesc, doamnă ministru. Stimați colegi, vă rog, dacă sunt alte opinii la acest proiect decât cele exprimate de minister. Toți vor medicină pe degeaba. Multă și calitativă. Asta nu e posibil. De ce, stimați colegi, vă rog să susținem opinia ministerului. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 15, domnul ministru Ion Pierjă, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, se prezintă proiectul hotărârii Guvernului de Guvern privire la aprobarea avizului comun asupra proiectului de lege pentru modificarea legii 221 privind activitatea sanitară veterinară. Ca urmare a analizei proiectului menționat, menționăm că intervenția legislativă prevede modificarea legii 221 și vizează în principal ajustarea și completarea cadrului normativ prevăzut de prezenta lege, în partea ce ține de acordare dreptului de angajare a medicilor veterinari de liberă practică în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Asigurarea de către stat a unor servicii veterinare destinate cetățenilor deținători de animale pentru consumul propriu și identificarea gratuită a acestora, expunerea procedurii externe de autorizare sanitar-veterinară într-o redacție nouă și introducerea unei forme noi de luare la evidență de către agenție prin înregistrare sanitar-veterinară fără eliberarea unui act permisiv. În contextul celor expuse, se constată că proiectul conține prevederi cu impact asupra bugetului public național și asupra activității de întreprinzător, astfel conform dispoziției articolului 13 din legea numărul 235 din 2006, privire la principiile de bază de reglementare activității de întreprinzători, nota informativă trebuie completată cu argumente care să justifice clar și exhaustiv modificările propuse și să conțină analiza impactului de reglementare realizată conform metodologiei de analiza impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative aprobată prin hotărârea Guvernului numărul 23-2019. Totodată, proiectul necesită a fi definitivat potrivit rigorilor tehnicii legislative statuate în cuprinsul legii numărul 100 din 2017, în ceea ce vizează procedurile tehnice aplicabile în situația modificării unui act normativ. Cu toate acestea, luând în considerație importanța proiectului propus într-o susținere sectorului agricol, Guvernul susține de principiu proiectul de lege pentru modificarea legii numărul 221 privind activitatea sanitar-veterinară cu condiția definitivării acestuia corespunzător obiectivelor și propunerilor menționate în aviz. Rog susținerea avizului Guvernului. Mulțumesc! Vă mulțumesc, stimați colegi, dacă cineva dintre membrii Guvernului are altă opinie decât cea a Ministerului Agriculturii, vă rog să ne comunicați. Nu e cazul, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 16, domnul ministru al Agriculturii, vă rog, prezentați proiectul. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, se prezintă spre aprobare proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea programului de dezvoltare a horticulturii pentru anii 2021-2025 și a planului de acțiuni privind implementarea acestuia. Programul de dezvoltare a horticulturii pentru anii 2021-2025 este menit să consolideze eforturile și intervențiile Guvernului în sectorul horticol, direcționate spre dezvoltarea sustenabilă a acestuia. Scopul prezentului program constă în sporirea competitivității și rezilienței sectorului horticol prin creșterea valorii producției și aprofundarea integrării lanțului valorii cu accent pe dezvoltarea durabilă a mediului rural. Implementarea proiectului până în anul 2025 prevede realizarea unui șir întreg de obiective generale, orientate spre acces îmbunătățit la piețe, atât piața internă cât și piața externă,
dezvoltare accelerată prin investiții și inovare, o forță de muncă mai competitivă și un mediu de afaceri mai competitiv. În conformitate cu prevederile programului pentru dezvoltarea sectorului horticol pentru perioada următorilor 5 ani, sunt necesare și preconizate investiții totale de peste 11 miliarde de lei, dintre care anual aproximativ 560 milioane de lei vor fi compensate din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediul Rural, mijloace financiare care o bună parte din ele deja sunt prevăzute în fondul de subvenționare. Prin implementarea graduală a planului de acțiune al programului până în 2025 se urmărește atingerea unor obiective prioritare pentru domeniul horticol, inclusiv prin extinderea suprafețelor perene, prin înființarea plantațiilor intensive și superintensive noi, cu o suprafață de circa 21,8 mii hectare, creșterea producției globale de fructe cu circa 508 mii tone sau cu peste 35% mai mult, creșterea producției globale de legume cu circa 433 mii tone sau cu aproximativ 45% mai mult, creșterea recoltei medii la hectar cu produse horticole cu circa 40%, extinderea suprafețelor de irigare prin efectuarea investițiilor în circa 90 de mii de hectare, extinderea spațiilor de păstrare a fructelor prin crearea depozitelor frigorifice noi cu o capacitate de depozitare de circa 338 mii tone fructe, crearea caselor de ambalare noi cu o capacitate de peste 45 de mii de tone de fructe, extinderea spațiilor protejate de producere a legumelor cu circa 5 mii hectare. La fel de sigur că va avea deja efect scontant și pentru creșterea valorii exporturilor. De menționat că proiectul respectiv a fost avizat de către toate instituțiile responsabile. Totodată acesta a fost examinat pe larg și minuțios cu toți partenerii, cu toate asociațiile și producătorii din sector. Rog susținerea programului dat. Vă mulțumesc! Domnul ministru, vă mulțumesc pentru prezentarea acestui proiect. Stimați colegi, seamănă ca un plan cincinal de creștere a sectorului agricol cu obiective și indicatori destul de ambițioși. Eu am toată convingerea că în spatele acestor prognoze și acestor indicatori stau analize profunde, mai ales că la elaborarea acestui program, din câte cunoaștem, am beneficiat și de suportul partenerilor străini și mă refer aici inclusiv la USAID, deci la guvernul american, fapt pentru care vrem să mulțumim foarte mult. Deci consider că acest program este unul realist pentru a fi implementat, dar vă rog, dacă sunt careva întrebări, propuneri la acest program. Domnul ministru, în procesul discuțiilor asupra programului am avut mai multe, zicem, îngrijorări exprimate de colegii de la Cancelarea de Stat în privința inflației de programe și strategii pe care le avem, cumva să nu vă rătăciți între ele, dacă nu avem riscul că vom completa tot mobilierul, inclusiv din clădirea nouă în care o să treceți în câteva săptămâni, cu documente și programe și strategii. Domnul prim-ministru, stimați colegi, într-adevăr a fost o discuție destul de aprinsă pe parcursul ultimei perioade. Da, sunt mai multe programe și fiecare sector își dorește ca să aibă programul său. Noi recunoaștem acest lucru. Totuși, programul care se prezintă astăzi, da, este un program ambițios, dar este un program realizabil. Totodată, multe din programele mai mici, cele care sunt legate între ele, noi ne vom stărui ca să le consolidăm împreună astfel ca să avem un plan de acțiuni consolidat pentru ele. Totuși ne stăruim ca să nu avem planuri sau programe, strategii care să le păstrăm undeva pe poliță și să le prăfuim. Programul propus astăzi, desigur că va fi implementat în parteneriat cu mediul de afaceri. Altfel, rezultatele lui nu vor fi cele scontate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Cancelarea de Stat a notat răspunsul dumneavoastră și eu sper că ei nu vor ezita odată în 3 luni să vă amintească de ceea ce a spus acum. Stimați colegi, alte opinii? Nu sunt. Dorim succes Ministerului Agriculturii și întregului sector agrar în implementarea acestui program. Încă o dată mulțumim USAID pentru suport în elaborare și rog, stimați colegi, să aprobăm acest proiect.
Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 17, doamna secretar de stat al Ministerului Finanțelor, Tatiana Ivanișchina, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea amendamentului numărul 2 la acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și amendamentului numărul 2 la acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului de modernizare a administrării fiscale numit generic TAMP. Amendamentele respective au drept scop extinderea obiectivelor inițiale a proiectului, fiind axate pe îmbunătățirea colectării veniturilor, serviciilor prestate contribuabililor și conformării fiscale, prin sprijinirea Guvernului Republicii Moldova în implementarea măsurilor de suport pentru mediul de afaceri, inclusiv în vederea menținerii nivelului de ocupare a forței de muncă în contextul pandemiei COVID-19. În acest sens se urmărește restructurarea componentelor proiectului care vor contribui la implementarea a două programe noi de susținere a activității de întreprinzători și anume mecanismul de subvenționare a plăților salariale și programul de rambursare a TVA. Bugetul total al proiectului și condițiile financiare rămân neschimbate, fiind doar replanificată suma de 15 milioane dolari SUA în scopurile menționate mai sus pentru sprijinirea Guvernului în implementarea măsurilor anticriză. În contextul celor expuse și reieșind din importanța proiectului, rog susținerea acestuia. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări asupra acestui proiect. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Mulțumesc și eu vreau să mulțumesc colegilor de la Banca Mondială care au manifestat o flexibilitate de apreciat în elaborarea acestui proiect, în schimbarea destinației și obiectivelor acestui proiect, într-adevăr, cu această abordare, banii destinați pentru Ministerul Finanțelor vor fi alocați pentru statul nostru, pentru a răspunde mai eficient provocării care se numește COVID-19. Ne vor fi foarte utile acești bani, mulțumim încă o dată Băncii Mondiale. Stimați colegi, acestea au fost, dacă eu înțeleg corect, toate subiectele introduse pe ordine de zi astăzi. Înainte de a finaliza ședința, vreau să vă comunic că avem o perioadă foarte încărcată pe agenda guvernamentală și de interacțiune cu Parlamentul. Parlamentul a revenit la activitate. Săptămâna aceasta va fi ședință plenară. Colegii noștri deja lucrează prin comisii pentru a promova acele proiecte foarte importante, inclusiv care țin de nou program cu FMI. De ce zic că perioada e complicată? Pentru că în următoarele săptămâni noi cu dumneavoastră trebuie să aprobăm politica bugetar-fiscală în guvern și să o promovăm în Parlament, ca și cele trei proiecte ale bugetelor anuale. Noi vom examina și sper aproba în guvern proiectul politicii bugetar-fiscale și bugetelor anuale pe data de 2 decembrie, marți, vom avea ședința Guvernului pentru a examina și aproba aceste proiecte. Mai este încă de muncă până atunci. Vă rog toți colegii să se concentreze, suport maxim Ministerului Finanțelor și Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care lucrează și generalizează aceste documente bugetare și să le remite astfel încât să le putem remite în primele zile a lunii decembrie în Parlament, ca pe parcursul lunii decembrie până la sfârșitul anului să reușim să aprobăm aceste legi, bugetele, astfel încât țara noastră 2021 să intre cu actele în regulă, mă refer cu bugetele aprobate. Deci e concentrare maximă. De asemenea, vă rog toate proiectele prioritare pe care le aveți pe agenda în această perioadă trebuie să fie aprobate și remise Parlamentului spre examinare și aprobare. Domn ministru Năgăcevski,
strategia de reformare a justiției, cum o numim noi așa, într-un mod mai generic. De asemenea, vă rog, pentru următoarea săptămână sau când se convoacă Parlamentul, să fie promovată în Parlament, astfel încât aceste modificări și reforme importante să fie promovate în mod rapid și eficient. Stimați colegi, astea am avut să vi le comunic. Dacă sunt careva întrebări, vă rog să vă expuneți. Dacă nu, vă mulțumesc pentru participarea la ședință. Sănătate tuturor!